Moștenirea lui Nelson Mandela, iubirea între oameni, toleranța, umanitatea. Îndepărtarea oamenilor de societate și de ei înșiși. Individualismul, indiferența și lipsa de empatie în situațiile critice, dar și nevoia acută de iubire în societate și de creștere a noii generații în spiritul iubirii și a toleranței. Toate acestea le voi discuta cu un ambasador care a trecut prin închisoare, a fost torturată și a învățat să iubească democrația, să iubească oamenii, să iubească umanitatea. Ambasadorul Republicii Africa de Sud vine la Ambasador România, sâmbătă de la ora 18:30 cu Alexandru Cumpănașu.